Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii O Cafea la Tezaur. Iată-ne iarăși din nou aici în studioul postului nostru de televiziune. Iar ca în fiecare dimineață, ca de fiecare dată, noi venim în fața dumneavoastră cu oaspeți foarte dragi sufletului nostru și suntem siguri că foarte dragi și dumneavoastră. Pentru că sunt oameni pe care îi cunoașteți, pentru că sunt oameni exemplul cărora îl urmați, pentru că sunt oameni modele în societatea noastră și pe care noi cu foarte mare drag îi aducem aici și îi descoasem pentru dumneavoastră, ca să vedeți cum trăiesc, cum își creează viața, cum, ce modele urmează ei la rândul lor. Și ca să nu vă țin foarte mult în suspans, o să vă prezint în această dimineață pe doamna Iustina Scarlat, care este, consider eu, una dintre cele mai de valoare personalități din cultura noastră, pentru tot aportul care și l-a adus la dezvoltarea creației populare. Bună dimineața, doamna Scarlat, și bine ați venit la Tezaur Folk! Bună dimineața și mă bucur nespus de mult să mă aflu aici în compania dumneavoastră și să vă felicit pentru că sunteți o televiziune Una nouă, micuță, dar foarte interesant. Vă urmăresc, apropo, emisiunile dumneavoastră și vă urez succes în continuare. Mulțumim, doamna Scarlat, să dea Domnul să ne meargă nouă și să le meargă tuturor. Noi, după dumneavoastră, iată, în așa un cadru intim, să zic, ne întâlnim după foarte, foarte mulți ani. Exact. Eu vă cunosc bine, îmi amintesc foarte bine despre creația dumneavoastră la Centrul Național de Creație Populară, pe când eu lucram la Radio Moldova și veneam ca să vă iau interviuri. Și mi-amintesc de dumneavoastră și întotdeauna le povestesc oamenilor cu care uneori ne luăm așa de vorbă despre unele aspecte ale culturii noastre, despre cât de îndrăgostită erați dumneavoastră de munca pe care o făceați, cu câtă pasiune lucrați și cât de mult vă plăcea în special arta corală. Și eu zic că întotdeauna trebuie să vorbim despre ceea ce ne place cel mai mult. Așa că v-aș ruga să începeți să ne povestiți despre dumneavoastră, înainte ca să și ne cântați, despre această etapă când erați la Centrul Național de Creație Populară. Știu că o perioadă ați fost chiar și director la acea instituție. Da, așa este. Deci să știți că mi-ați atins cea mai sensibilă strună a sufletului, pentru că, într-adevăr, mi-am amintit de cei ani din tinereță și, într-adevăr, eu consider că Dumnezeu mi-a dat marele noroc și în viața am făcut ceea ce mi-a plăcut foarte mult. Și, în special, sunt îndrăgostită și am fost de cea mai frumoasă și cea mai înălțătoare artă, cum spunea de fiecare dată Veronica Gaștea, Dumnezeu să odihnească, pentru că eu am activat înainte de a veni la Casa de Creație, timp de 7 ani, am fost cântăreață în Capela Corală Doina și de acolo, eu venind o fată simplă de la țară și nimerind în acel colectiv și cu acel mare maestru, care eu spunea Veronica Gaștea, eu veneam la repetiții și absorbeam tot ceea ce spune, tot cuvântul, tot gestul, toate explicațiile cum ne explica dumneiei, pentru că dumneiei a fost și un pedagog foarte bun de canto. Și iată, de acolo am venit la Casa de Creație și aici am fost numită ca metodist, coordonator a formațiilor corale din Republică. După care... Era ceea ce vă plăcea cel mai mult, da, de cel fapt. Mai mult. Eu știu că în perioada când dumneavoastră lucrați, anume, iată, în calitatea asta de metodist, cum se numea atunci,
ați reușit, practic, să reînviați colectivele corale din aproape fiecare sătuc din Republica Moldova. Erau mii de colective corale pe care dumneavoastră le-ați dirijat activitatea în așa fel încât ei au trecut, nu știu cum, foarte repede de la a cânta cântece despre octombrie, Lenin și comunism, la a cânta cântece pascale, cântece colinde și, și creație populară, corală. Da, exact. Deci, într-adevăr, până în undeva în 90, s-a cântat, deci corurile au cântat cântece, mă rog, cum se cerea pe timpurile cerea. Da, pe timpul sovietic. Da, pe timpul sovietic, dar vreau să vă zic că erau foarte multe coruri în comparație cu astăzi. Sute de coruri erau, undeva chiar la 700-800 pe Republică. Și eu mi-amintesc că nu pot să uit un concurs din raionul Ocnița, deci unde au participat numai dintr-un raion 34 de colective, dintre care 9 colective din orășelul Ocnița. Deci, într-un singur orășel, nou și celelalte din colective, da, corale din raion. Și acolo în sală erau toți președinții de colhoz. Eu nu că vorbesc cu nostalgie de acele timpuri, eu vorbesc realitatea, cea care cu nostalgie de activitatea pe care formațiilor corale era una în primul frumoasă. Rând. Da. Și deci în sală erau prezenți președinții colhozului și era secretarul a treia, nu știu, mai trăiește, domnul Van Dofan, președintele raionului, și când ieșea un colectiv sau alt în scenă și dacă nu era costumele respective, el deodată se întorcea la președinte și că data viitoare eu am să vin să văd, ai cosut costumii ori nu. Deci, iată... Deci dumneavoastră aveați grijă și de vestimentația bineînțeles. Deci ați început să-i învățați să treacă de la acele costume denaturate, absolut, puțin chiciuri, spus, stilizate, da, că erau costume chiciuite, da, să treacă la costumele noastre populare, naționale. Deci, și eu mi-aș dori să vedeți acele costume și acel tablou care era pe atunci și acest tablou care este astăzi, deci asta este o mare diferență. Spre bine sau spre rău? Spre bine, bineînțeles. Azi, slavă Domnului, datorită Centrului Național de Creație Populară, deja care a fost redenumită denumirea instituției, deci s-a lucrat... Cum se numește acum? Centrul Național de Valorificare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial. Deci... Asta e denumirea de astăzi. Lungă această, da, e cam lungă, dar asta e. Deci, Centrul Național de Creație Populară era foarte scurt și clar, dar asta e altă problemă. Da, asta e altă poveste. Deci și după 90 spuneam că deci m-am gândit eu că ar fi, de acum era cazul ca să schimbăm ceva, să întoarcem acele formații corale cu fața spre folclor, cu fața spre muzică clasică, dacă pe timpuri nu se dădea voie, cine mai cânta muzică clasică în scenă sau muzică sacră în special, da, sau cântece folclorice, deci... Dacă în repertoriul unui colectiv era vreo 17 creații, eu țin minte, făceam analiza la repertorul la fiecare ca să ni se cerea timpuri, apropo. Și asta nu era chiar așa de rău. Nu era. Eu aș vrea și acum să se ceară. Și... Nu prea are cine, am impresia. Deci 17, din 17 creații, doar 3 erau în limba română și toate erau în alte limbi. Și... Tematica era totul alta. Știu că la un moment dat ați reușit să aduceți în scena Palatului Național 1300 de participanți. Da, din diferite colective. Da. Și a fost o,
o imagine care, deci atunci era foarte, demnitarii de atunci toți au venit ca să privească această, era ceva grandios, trebuie ceva, să spunem. Ceva, într-adevăr, care a lăsat o urmă. Cine era dirijorul care dirija un colectiv înainte atât de mare? Vreau să spun că pe timpul noi aveam posibilitatea, atunci când a fost anunțat concursul republican, aveam posibilitatea să mergem, să facem repetiții pe zone. Zona B, zona Orhei, unde s-au adunat, dar bineînțeles, separat, fiindcă după toate care corurile au interpretat 5 creații obligatorii și ca să unești 1300 de participanți trebuie ca să se repeți, pentru că ăștia, cum n-ar fi, dar sunt amatori. Înțeleg, doamna Scarlat, după cum spuneți dumneavoastră, se dădeau bani din partea statului, iată, pentru această activitate. Da, bineînțeles, chiar să vină. Astăzi se mai face acest lucru. Bă, și dacă v-ați astăzi lăsat un, să zic, un discipol, un urmaș, să zic așa, care iubește la fel de mult arta corală precum ați iubit-o, precum o iubiți dumneavoastră. Nu știu. Poate cunoașteți poate pe cineva? Și sunt, dar ce sunt dirijori în Republică, pentru că nu, da, ei dar sau un om care, iată, să unească toată această splendoare. Sunt dirijori. De ce nu le reușește? De ce nu le reușește? Pentru că astăzi este cu mult mai greu, cu mult mai greu. În primul rând, foarte multă lume a plecat. Într-al doilea rând, atitudinea. Deci este cu totul alta. Pentru că cultura astăzi depinde de primarul satului și dacă acel primar are acea dragoste față de artă, de cultură, deci ce am observat eu pe parcursul anilor, că primarul care din satul respectiv, să zicem, care cândva a cântat într-un cor sau a dansat sau într-un grup folcloric a participat, deci el avea cu totul altă atitudine față de cultură și de artă și deci el susținea activitatea formațiilor. Considerați că este corect ca să fie lăsat, iată, acest domeniu important la cheremul unui primar, care el poate să fie un gospodar extraordinar, dar care, dacă nu are, nu înțele, nu pricepe, ca să zic așa, ce e asta muzică, ce e artă corală, ce e pictură, Omul poate să aibă o atitudine așa cu tot sufletul. Bineînțeles, dar dacă este un primar, cum am mai spus mai înțelept, sus, care înțelept, deștept, el invită un specialist, pentru că bineînțeles un primar, dar depinde foarte mult de primar ca să susțină. Dar ce înseamnă să susțină? În primul rând, să susțină să financiar. Bani, da, să dea niște bani, dar cu finanțele astăzi nu. Chiar așa, să admitem că este un colectiv coral sau de oricare alt gen într-un sat și el trebuie să meargă undeva la un concurs, la un festival, păi da, la trebuie o sărbătoare. În primul rând să transport. Da, transport. Transport asta. Și ceva urne, măcar pentru o înghețată, pentru o și pe urmă, pahar cu apă. Acest colectiv are nevoie și de costum, cum spuneam. Da, bineînțeles. Și de, dar zic că un specialist care să-l plătească ca să dirigeze acest, să spun că, într-adevăr, referitor la costume s-a schimbat totalmente, absolut. Deci și grup astăzi, formațiile corale cele mari, care întruneau undeva 80, chiar și 100 de participanți, deci s-au format în niște grupuri folclorice și mai puține, cu mult mai puține coruri, dat fiind faptul că acolo unde dirijorii, dar cu mare părere de rău, mulți din ei deja nu mai sunt în viață, au plecat în lumea celor drepți și odată cu plecarea lor s-a desființat, s-a distrus și colectiv. Și nu mai este, pentru că acei entuziaști care au fost, care într-adevăr au lucrat cu entuziasm, nu mai există astăzi mai puțin entuziasm a rămas la lume, dar azi în general e puțin entuziasm. Dar sunt totuși astăzi foarte multe formații folclorice care, ziceam, au locuit acele coruri și sunt prezenti la toate manifestările astăzi, slavă Domnului, sunt atâtea festivaluri locale,
Festivalul Salmarilor, a sarmalelor, a loziei, bostanilor, a mărului, a poamii, tot ce doriți. Levânțicăi, da, și iată... iei și așa mai departe. Da. Da, e adevărat. Dar nu știm cât de bună este, cât de calitativă este arta pe care o prezintă ei acolo. Dar eu vroiam să vă mai amintiți, iată, și de acele festivaluri ale cântecului Pascal, festivaluri de colinde pe care le organizați dumneavoastră și era o splendoare. Eu mi-amintesc de forfota care era în scenă, care era în culise, care era în săli, în sălile de concerte unde veneau atâtea colective și toate care mai de care se întrecea, care mai de care, mai de care mai frumos cântec să prezinte, mai autentic. Da. Pentru că înainte de a organiza un festival, bineînțeles că iarăși se este o un regulament, da, da, în primul rând, un regulament, niște condiții de participare care erau expediate din timp, cu un an, cu doi ani, înainte de a organiza un festival republican. Și bineînțeles că eu mergeam, adică eu și cu colegii mei mergeam la repetiții deschise. Noi am avut repetiții deschise în toate formațiile corale. Și avem un laborator de creație, unde erau invitați dirijorii din Republica, celor mai importante coruri, erau invitați aici la Chișinău și odată în trei luni. Și deci acești dirijori au format un cor din dirijori din Republică, unde eram, unde se explica absolut tot, unde erau învățate acele cântici din repertoriu obligatoriu, după care noi deja ne întâlnim la repetiții și pe urmă la Festivalul Republican. Deci acel festival Republican la Izvoare, care a avut loc, pe care am vorbit, la Palatul Național, unde au participat 1300 de participanți, vă imaginați, pentru prima dată peste zeci de ani. Cred că a fost ani. Și unica dată. Unica dată. Asta a fost unica atunci de atunci. Da, da, da. Deci, și era tamal la 3 iunie, era ziua de Duminica Mare, unde se dea de pomană. Și să vedeți cum ieșeau aceste colective și participanții în sală și dau de pomană. O farfurioară, o cănuță, așa cum se obișnuiește la noi la această sărbătoare. Și acel cor a fost acompaniat de o orchestră unită, formată din 9 orchestri, tot de amatori din Republică, condusă de maestru Serghei Ciuhrie, acel om care absolut dezinteresat a vrut să-și aducă portul, da, iată, da, la da. Acest și el a fost dirijor acestui cor, acompaniat de o orchestră, așa o orchestră, vă închipuiți, așa ceva n-a fost până atunci și nici. Și am organizat două sărbători astea la Izvoare, după care deci am organizat festivalul concurs republican Cânta voi Domnului meu. Deci dacă la festival. A fost atunci momentul în care ați adunat un cor de preoți din toată Republica? Da, a fost așa ceva. Așa ceva tot a fost informat o singură dată, bine. Doamna Scarlat. Deci, ca să vedeți, am abordat această problemă și vreau să vă spun că am întâlnit foarte multe greutăți, precum la festivalul folcloric, pentru că dirijorii au rămas cumva... nedumiriți cum până acum noi am cântat despre patrie, partid și deodată să ne întoarcem la 180 de grade să cântăm un dirijor. Dumnezeu să alerte că nu mai ești. Cum așa? Noi să cântăm și-o cântat Măcamie? Adică mi-a fost greu, am întâlnit foarte multe dificultăți, dar până la urmă s-a reușit foarte bine. Și deci mă întorc la festivalul Cânta voi Domnului meu, a fost organizat în biserică, concurs republican în biserică, la Biserica Sfânta Vineri, unde preotul Mihail Panas ne-a dat voie, pentru că la noi nu se obișnuiește, mai ales să organizezi un concurs într-o biserică. Deci am mers pe multe biserici, până la urmă am găsit locul potrivit, o biserică mare, care este cea mai frumoasă în Moldova. Și iată, am organizat acel concurs și în juriu am avut pe
pe domnul Ardeleanu de la Iași și pe domnul Gâscă, care pe atunci era rectorul conservatorului de la Iași. I-am avut ca membrii juriului și iată, a avut loc acel concurs. Ce vă imaginați ce emoții aveau după participanții care, după când care, știau că îi ascultă oameni? Când am vorbit cu preotul Panas, dar domnul Jar, care este conducător de cor, el conducea corul, deci a adunat preoții din Republică și a format un cor. Și iată concertul de gală, dar la Filarmonica Națională, pentru că am avut două concursuri, unul la Filarmonica Națională, când pentru prima dată s-a cântat, la fel corul unit, s-a cântat Tatăl nostru și Hristos a înviat, pentru că era imediat în zile după Paști, unde a dirijat Veronica Gaștea, ce să vă spun, s-a sculat sala în picioare și apoi eu am plâng, pentru că multă lume plângea, așa curgea lacrimile, un bătrânel, mi-amintesc fața lui. Deci, și am adus grup folcloric din satul Lincăuț, Ocnița, am adus două, de cum dispun lumânări, cum, sfieșnice, unul la partea dreaptă a scenii și altul la în partea stângă și iată grupul cel folcloric îmbrăcat cu costume naționale. Au ieșit și au aprins lumânări, la dar erau multe lumânări la sfieșnicile cele, după care s-a cântat Hristos a înviat. Asta au fost niște momente care nu se mai repeta, nici nu se mai repete. Poate că, dar atunci, ceea ce este primul, este primul și nu se uită. După care am avut concertul egal, a doilea concurs, am avut cu colinde, doar colinde de Crăciun, și vorbeam de cel cor format din preoți din biserică, la concertul de gală a avut loc în sala cu orgă, era la ora 3 ziua și, să știți, era zi de lucru și am avem emoții că nu va fi public. Nu va fi lume, da. Era lumea, arhiplin, lumea stătea în picioare. Da. Nu, asta a fost ceva fantastic, fără exagerări. Iată, eu când vă prezentam și spuneam că nu am mai văzut un om atât de pasionat de munca pe care o face, aveam în vedere, iată, această pasiune cu care dumneavoastră vorbiți despre ceea ce ați făcut și ceea ce v-a plăcut foarte mult. Trebuie să spunem că ați fost o norocoasă în acest mare sens, norocoasă, da. Că ați avut posibilitatea să vă ocupați atât de aceste lucruri care v-au plăcut atât de mult. Foarte mult. Dar de unde această pasiune, doamna Scarlat? Și cum? Acum a venit? Că doar deci a venit în primul rând, în copilărie nu ați cântat în cor. Nu. Cântați... Bineînțeles cum în școli, dar atunci erau impuși să meargă la cor. Da, nu da. Să știți de asta. Da. Adică sunteți tânăr încă. Poate că nu mai știți. Mergeam și eu la dar în școală. Mergeam toți obligatoriu la cor. Bineînțeles că în școală am cântat în cor, după care eu am terminat școala medie de la Suslien și acolo eram prima solistă. Și... Dar toate nu, acestea, de, acolo nu de acolo, toate acestea vin cu laptele mamei. De la mama mea, Dumnezeu să ierte. Mama dumneavoastră, mama mea, Pelageia, da. A cântat în a cântat corul, în corul bisericesc toată viața. Și vă lua cu până la ultimele zile a cântat în cor. Da, și mă ia, bineînțeles, și mergeau la biserică. Și vă plăcea cum urcați acolo sus în strană. Da, 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 în cafastru, așa la noi, da. Se zice în cafastru. Uh-huh. Bineînțeles că asta e strană, corect. Da, da, și cântați și cum răsuna și lumea da. Asculta. Da, și de acolo și în afară de asta, mama îmi povestea, mama... Din tinereța ei, din copilăria ei, că ieși în copilărie, a cântat în cor și îmi povestea despre dirijorul care dirija pe atunci corul în biserică. În niște momente pe care parcă mi s-au imprimat aici pe toată viața. Pentru că știți, biserica și mai ales dacă mai mergea cineva și cânta în corul bisericii, asta pentru comunitate atunci era o mare...
valoare, era o cinste, era o onoare, că nu fiecare urca în strană ca să cânte în cor. Bineînțeles, mama spunea că când era e fată în sat, deci era invitat un dirijor de la Iași. Uh-huh. Adică un dirijor cu școală, un dirijor foarte bun și avea un cor extraordinar. Deci, acum... Dar acolo unde ați fost născută dumneavoastră, Jora în Jora de Mijloc, Mijloc de Jora de Orhiei, Mijloc, Orhiei. Acolo a fost biserica păstrată? Deci, nu. Ori pe timpul biserica, adică biserică noi avem, dar ea a fost închisă, așa cum au fost închisă majoritatea bisericilor. Dar mama mă lua și ne ducem pe alte sate, unde erau, pe la Suslieni, pe la Mălovata, pe alte sate. Mama mergea la mănăstire la Japca, la mănăstire la mănăstirile din Republică. Vă închipuiți ea ca așa o țărâncuțile astea care munce toată săptămâna? Care și-a păstrat credința. Care și-a păstrat, da. Deci și de la ea am preluat acel grăunte care am fost însemănat în sufletul meu, pentru că după asta, știi cum, în școală ne interzicea în genere să purtăm cruci, să ne facem cruci, să credem, pentru că era categoric interzis. Eu mi-amintesc că cât o să serviți o gură de cafea, că v-am invitat la o cafea la Tezaur. Eu mi-amintesc că am fost odată cu părinții la biserică la Paște. Ne-am dus la Sfințit Pasca și a doua zi ne-au scos... Cineva a umblat, a monitorizat, cum se spune acum, ne-a filat și a doua zi ne-au scos, nu mai țin minte pe câți, în fața la tot careul școlii și ne-au spus bisericanii și ne-au... Și eu mulți ani după aia nu copii. Am mai mers la biserică, la Sfințit Pasca, pentru că m-au rușinat. Dar bine, nu m-au rușinat, asta e la noi în sat spus. Era biserică, dar nu, iată, nu era voie să meargă... Și era deschisă biserica. Era deschisă la noi tot timpul, în Pelinia, Râșcani, cum era pe atunci. Mm-hmm. Biserica nu a fost închisă niciodată. Dar iată că nu era voie să mergi. Și părinții mergeau, bunica mergea, buneii care erau de pe mamă, de pe tată. Dar noi, copiii, nu era voie. Asta păi, era. Asta am trăit și așa timpuri, cu păreri de rău. Și dacă pe timpuri nu era voie și lumea mergea totuși, cum vă zic, mama mea, prin alte sate și pe la alte mănăstiri, acum, slavă Domnului că avem toate ușile deschise la toate bisericele și atâtea acum sunt construite. Acum avem multe biserici, dar mai puțin lume. Și... puțină credință, mi se pare, doamna Scarlat. De acum, de credință? Sau, nu știu, poate fiecare crede în sufletul lui și nu se afișează. Nu, totuși, tineretul zilei de astăzi, noi cei care am crescut pe atunci, am avut noroc de perioada aceea când nu ziceam că mama mea mi-a sădit acea semânță, dar tineretul, ei care au crescut, deci eu nu zic este cineva vinovat, pentru că așa au fost timpurile. Dar astăzi noi avem alte posibilități. De ce astăzi? Poate n-ar trebui să zic că nu sunt eu cea mai indicat că să vorbesc pe această temă. De ce nu s-ar preda religia în școli? El... Parcă de se ce? Predă pe undeva. De ce? Pe undeva. De ce s-a interzis asta? Știu că vedeți? Sunt preoți care tineretul. Merg... Noi pierdem tineretul din motivul că... Știți, poate încă funcționează și mecanismul ăsta că ceea ce este interzis întotdeauna omul vrea să aibă și din potrivă atunci când se dă depinde ce? Din depinde plin... Ce? Mi se pare că și în cazul ăsta, din păcate, iată, funcționează chestia asta. Dar sunt tineri care sunt tineri cu credință. Eu urmăresc, da, eu cânt cu toate în cor, astea doar. Sunt tineri cu credință. Pentru că dacă n-ar fi credință, ce credeți că mai poate salva omenirea noastră care nimic. Vedem în afară de credință? Nimic. Că se spune că dragostea, că frumusețea, nimic. Că bunătatea...
Ce înseamnă? Doar credința. Asta înseamnă să ai grijă de suflet. Asta este credință. Și atunci când ai grijă de suflet, de la sine pornesc toate cele bune. Dar atunci când ai grijă doar de fizic și de bani și euro, deci asta deja noi ne-am vândut, asta e părerea mea, ne-am vândut sufletul. Și dacă ți-ai vândut sufletul, nu rămâne nimic. Nu rămâne nimic. Pentru că pământul este o lecție, o școală. Venim aici pentru lecții și plecăm. Dacă ne-am vândut sufletul, am plecat cu lecția neînvățată. Absolut. Și atunci e trist. Nu vreau să mergem chiar atât de în adânc cu aceste meditații. Și aș vrea să ne cântați. Pentru că știu că ați venit cu o selecție de piese frumoase pe care vreți să ne le prezentați și vrem și noi să le auzim în această dimineață. Ați spus că prima piesă a dumneavoastră se numesc Unde pasc boii tăi bade. Da. Și o să rugăm regia și o să vă rugăm să treceți aici să ne... Înainte de asta vreau să vă zic că aceasta este o piesă folclorică, melodie curat folclorică, versurile mi-aparțin. O să ne vorbiți și despre asta. Da. Scrieți versuri. O să vă rugăm să treceți. Iată aici pe scena noastră improvizată și Unde pasc boii tăi bade, să ascultăm.
Foarte frumos. Vă mulțumim foarte mult, doamna Scarlat, pentru această piesă minunată. De fapt, dumneavoastră, tot ceea ce cântați este foarte frumos. Mulțumesc. Cum vă adunați, iată, aceste perle, eu aș putea spune, niște perle folclorice? De unde? Am înțeles înainte de asta, ați spus o vorbă că scrieți și singură. Și singură. Vai, nu mai scriu și nu mai sunt eu. Ori le redactați. Dar interveniți dar, puțin nu, peste texte. Chiar nu eu le scriu, dar sunt dictate de acolo. A, de sus. Asta aveți în vedere. Da, deci vă vin așa da. Iată, spre în exemplu, gând melodia respectivă. Asta... Da. Și melodia și versurile? Nu, melodia este curat folcloric, culeasă de la un ansamblu folcloric din Șoldănești. Din Șoldănești, eu am cerut voie de la conducător ca să o cânt, pentru că mi-a plăcut ca melodie foarte mult. Versurile erau puțin corespundeau de ce este melodie. Și iată, pur și simplu mi-a fost dictat de sus ca să scriu, să ștern acele versuri. Să le ștern pe hârtie. De unde... Eu dacă trebuie să caut foarte mult. Și dacă o melodie sau chiar o frântură de vers, am citit, am studiat multe cărți de folclor, o frântură doar de vers și deodată îți vine imaginația și mai departe continui tu fără ca să vrei asta. Și dacă îmi place mie și dacă eu o simt aici în sufletul meu, mi se pare că ajunge și la sufletul celor care mă ascultă. Dar aveți și piese pe care chiar le-ați cules de undeva din bătrâni sau iată toate deci care le cântați? Chiar doina, am eu o doină în repertoriul meu. Știu, doina da. Care bate spune vântul, așa, vânturile și pe mine gândurile. Bate vântul, vârfurile și pe mine da. Vânturile, gândurile. Este dedicată memoriei tatălui dumneavoastră. Exact, da. Și chiar de la el chiar ați auzit-o. Chiar de la el și acum ați în tatăl minte, Vasile, tata Vasile, să-l odihnească. Dumnezeu să-l odihnească, care iubea muzica enorm de mult. El în permanență și la ultimele zile stătea cu tranzistorul la urechi și asculta muzică. Și iată, într-o zi de vară ne-am adunat noi în verandă, așa la noi spunem veranda, și au venit și o verișoară de-a mea și era și mama și mai era niște. Și a început tata să cânte. Bate vântul vârfurile și pe mine gândurile. Foarte frumos a spus. Deci eu am ascultat doina asta până la urmă, dar celelalte doamne plângeau. Plângeau, fiindcă are un conținut. Eu am văzut trist. Un clip filmat, iată, de dumneavoastră da, cu această doină da, da. Pe malul Nistrului, da, o frumusețe. Exact, unde da. Ați găsit acea priveliște? Este chiar în undeva sat la dumneavoastră mine. În sat, în da? Sat la mine, toți foarte mă întreabă frumos, unde foarte am filmat. Da. Niște imagini, am impresia, deci special create pentru ca să filmați dumneavoastră această piesă. Da. Știți că Dumnezeu uneori așa ne pune la picioare, în viața scena, asta, nimica nu unde noi suntem actori. Pentru că când am mers noi cu echipa să filmăm, două zile a plouat de dimineață până seara, după care un cer senin și un soare și aerul și deci era o... Totul curat, era pregătit totul pentru Totul era pregătit. Deci mă gândim, Doamne, asta nu-i întâmplător. Foarte, da, nimic întâmplător, da, doamna nimic Scarlat. Nimic absolut nu în viața asta nu este. Nu, mi se pare că așa s-a întâmplat. Nu e adevărat. Și iată, ați cântat dumneavoastră în această piesă, Floarea vieții a trecut și nu răsădești mai mult. Nu răsădești mai mult. Regretați ceva din ceea ce a trecut... Și nu mai puteți, iată, să întoarceți sau poate ați avut niște planuri pe care totuși nu ați reușit da, să le duceți. Da, deci, da, nu am reușit, îmi pare rău foarte mult pentru că trebuia să fac mai mult în domeniul, să imprim mai mult când ceea asta mie îmi pare foarte rău.
Pentru că vocea, când e voce tânără, este una și când deja ești la o vârstă, este cu totul alta. Oricum este frumoasă vocea dumneavoastră și acum și noi o ascultăm cu mare drag. Cineva din experți spunea odată despre vocea dumneavoastră că aveți o voce foarte caldă, foarte calmă și foarte caldă. Și mai rar, iată, pentru că, de fapt, fiecare voce în felul ei se deosebește una de alta. Mulțumesc, Domnului. V-a înzestrat cu de toate, Dumnezeu. Sunteți, după cum spuneam, o norocoasă. Da, mulțumesc, pentru că... Ați reușit, datorită talentului dumneavoastră și a vocației, să faceți foarte multe lucruri. Și ziceam că îmi pare foarte rău, pentru că eu am fost ocupată cu alte lucruri, cu acele... Făceați politici în artă. Ziceam politică culturală. Asta tot trebuia cineva da, să facă. Da, tot trebuia, dar nu-mi pare rău, pentru că cei mei frumoși ani mi-am petrecut cu ceea ce mi-a plăcut mie foarte, foarte mult. Arta corală, bineînțeles, și arta muzicală, deci cânticul folcloric la același nivel. Iată, datorită activității dumneavoastră ați contribuit și la trezirea națională, putem spune chiar așa. Știm despre o sărbătoare pe care ați organizat-o în preajma monumentului lui Ștefan cel Mare. Da, Ștefan, Domn cel Sfânt. Sfânt. Da, da. Tot colective corale le-ați adus acolo, Doamne, și au cântat foarte frumos. Mulțumesc, foarte frumos. De sărbătoarea asta la 500 de ani domnitorului Ștefan cel Mare. Doamne, ce frumuseți! Am adus toate corurile din Republică, toate, la ora 3 noapte, țin minte, că Dumnezeu să le ierte, eu, negru de la Țaul, zice, la 3 noapte ne-am trezit și ne-am pornit la drum ca să ajungem la ora 7 dimineața să fim la monument. Și am adus trepte și împrejurul monumentului era toate formațiile corale din Republică și s-a cântat la fel corul unit. Când a fost să moară Ștefan, a acompaniat de fanfara prezidențială. Deci, cine era pe atunci? Pavel Goia, Dumnezeu să-l odihnească, cine era dirijor. Cine era șef de stat? Șef de stat Vladimir Voronin. Vladimir Voronin, da, ne-a susținut și foarte mult ne-a susținut, sincer să vă spun. Da. Dar a fost o sărbătoare unde au participat, dar vă dați și asta un nivel, deci era toate ambasadele, tot guvernul, ministerele, președintele țării. Cu atât mai mult, dacă pe timpul lui Voronin dumneavoastră vă reușeau așa performanțe, da, atunci, nu știu, aveți vreun titlu? Și maestru în artă. Sunteți maestru în artă. Ei, deci acea sărbătoare... Măcar așa, da, cel puțin așa. Da, mulțumesc și pentru asta. Acea sărbătoare deci s-a pornit cu o liturgie la catedrala cuprimântul Maicii Domnului. E că ieri am sărbătorit hramul acestei catedrale. Da. Acolo deci tot guvernul, tot a fost întâi la slujbă, după care au venit la monumentul Ștefan cel Mare, după care deci a fost acolo așa un concert și după care formațiile au evoluat în grădina publică, fanfare, formații corale, a fost o zi plină, deci o zi, toată ziua a fost sărbătoare, s-a cântat foarte frumos. Toate colectivele deja pe rând și-au prezentat, iarăși din nou acest cor mare unit, toate și-au prezentat creația lor. Când a mai fost un cor unit n-a din mai Republica fost, noastră, Scarlat, si cânti la monumentul lui Ștefan cel Mare? Mai fost vreodată? Iată, n-a mai fost și Doamne, eu mulțumesc. Cred că trebuie să-i mulțumim Doamnei care ne oferă posibilitatea aici la Tezaurul Folk să amintim despre aceste momente, pentru că ele oricum trebuie să rămână în memoria colectivă a poporului nostru. Bineînțeles, și mai vorbeam încă, chiar zilele trecute mi-am amintit,
pentru că eu cânt și la Biserica Sfânta Vinere de timp de 24 de ani. Cântați și acum? Da, și acum cânt, pentru că Domnul mă mai ține, mai ține vocea să și mai cânt. Să vă dea Dumnezeu sănătate, că arătați bine. Mulțumesc, dragă, mulțumesc. Să fie sănătate și mulți ani. Ieri chiar am interpretat o creație de a compozitorului Grigore Lvovsky și mi-am adus aminte, compozitorul Grigore Lvovsky, care s-a născut în Lincăuț, Ocnița. Eu am găsit undeva, când eu lucram la centru, la Casa de Creație, deci am găsit undeva informația asta. El s-a născut în satul Lincăuț, Ocnița, și a fost înmormântat tot acolo. Și timp de 35 de ani, el a condus corul din Sankt Petersburg. Petersburg. La soborul Isachiev, de cel mai mare sobor. Și m-am gândit atunci, mai cumva trebuie să comemorăm această mare personalitate, acel mare dirijor. Despre care noi cunoaștem foarte puțin. Despre care, în genere, nimeni nu cunoaște nimic. Și iată, am organizat o sărbătoare corală, Cânta voi Domnului meu, cu acel generic. Deci, trei sărbători am organizat, chiar în Lincăuț, acolo unde a fost născut Grigore Lvovsky, după care am organizat festivalul ăsta republican la mănăstirea din raionul Ocnița, Călărășăuca. La mănăstirea Călărășăuca, unde la fel au venit formațiile corale din nodul Republicii și rând pe rând tot în mănăstire, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Vladimir, am organizat acel festival de muzică sacră în memoria compozitorului Grigore Lvovsky. Foarte frumos! Păi de asta dumneavoastră și nu ați mai găsit mai mult timp ca să vă faceți propriul repertoriu, exact. Pentru că erați atât de ocupată ca să fie bine în aceste colective. Asta le-am făcut cu atâta plăcere și cu atâta suflet, când mi-am amintesc, când răsfoiesc revistele, că au fost în reviste și răsfoiesc, mă gândesc, Doamne, mă închipuiți că m-am adus toate corurile, le-am adus la mănăstire, la Călărășăuca. Ce frumos! Foarte frumos! Dar aș vrea să ne mai povestiți puțin și despre viața dumneavoastră, așa mai dosită de ochii lumii, cu toate că eu cred că despre cuplul Iustina și Iustin Scarlat știe foarte multă, dacă nu toți, știe foarte multă lume. Inclusiv datorită faptului că, iată, purtați soț și soție fiind, purtați acest nume foarte rar, Iustina și Iustin. Deci, asta trebuie, nu știu ce să se întâmple, cum să se aranjeze stelele. Da, într-adevăr. Da, ca să se întâlnească două persoane care poartă practic același nume. Același nume, da. Când am mers la cununie, deci era acolo o doamnă, o bătrânică, de acum mulți ani avea și când au văzut Iustin și Iustina, zice, eu am întâlnit Ion și Ioana, Alexandru și Alexandra, dar Iustin și Iustina? Păi, dar nu cred că mai există. Nici, poate în tot spațiul românesc, dar în Moldova precis nu mai este. Că nimic nu e întâmplător. Da. Deci, ca să vedeți rădăcinile soțului meu, Scarlat, pentru că el provine din Viță, din Nobil, deci pornesc de acolo, din satul meu, din satul Jora. Deci a fost un foarte bogat om, am învățat boier, eu la un boier, timpuri, care avea un nobil. Avea trei ficiori și le-a dat câte o moșie, satul Jora de sus, de mijloc și de jos. Deci trei jori, după care este peste Nistru satul Jura și alte sate care tot... Făceau parte din moșiile lui. Și iată și soțul dumneavoastră de unde este? Și soțul meu este de la Ungheni Citireni. Vorbeam ieri cu soțul meu, zic, bine dragă, el se tragă rădăcine de la Jora, dar cum au nimerit la Citireni? La Ungheni, da. Zici, iată, el le-a lăsat
copiilor moștenire acolo și pe urmă el a trecut la Iași. Și de la Iași, deci Iașul alături... Deci rădăcinile erau... Da, și trebuia să fiu eu Iustina de la Nistru și Iustin de la Prut. De la Prut. Și practic ați unit cele două maluri de Prut, doamna Iustina. Da. Și asta chiar e frumos, frumos de tot. Da. Dar vreau să vă spun că să constat că această rădăcină de nobilime, iată, s-a transmis prin gene. Mai puțin îl cunosc pe fiul dumneavoastră, dar Cristina Scarlat, care este această mare stea pe arena, în showbizul moldovenesc și nu doar, în showbizul românesc. Deci nu putem să nu remarcăm că are această prezență, are această, să zic, alură de om cu cuviță, de nobil. Se vede, probabil. Se vede. Să vă trăiască și copiii și nepoții. Nu știu dacă aveți mai mulți nepoți. Deci, de Sofia am auzit. De Sofia și de Ioan. A, Ioan este... Ioan, a Cristinii, băiatul Cristinii și Sofia. Da. Și mai am și o dulceață de Tudoriță. Aha, Teodora, ce frumos! Teodora, da, care este nepoțica mea de la feciorul de meu, Mihai. Mihai, să vă trăiască, da, copiii și nepoții. Mulțumesc frumos! Mulți ani să vă bucurați toată familia împreună. Mă rog, împreună. Domnul, să-i mai dau sănătate și să-i, pentru mai, că e frumos. Să-i mai admir. Da, dă Doamne, ani mulți. Să ne mai cântați. Mulțumesc. Eu nu știu ce urmează, dar dumneavoastră cred că o să vă recunoașteți, da, orchestra, da. Și o să rugăm regia, da, să ne pună următoarea piesă pentru doamna Scarlat și noi o să o ascultăm cu foarte, foarte mare drag. Și-nalt și la minte așezat, ghiță-mă,
cărăghiță. Cuflăcău frumos și-nalt și-la minte așezat. Ghiță măi, 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 Gheorghiță. Și-ai rămas cu gânduri multe, ghiță măi, 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 Gheorghiță. Ai fost mândru înainte și-ai rămas cu gânduri multe, ghiță măi, 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 Gheorghiță. Foarte frumos și iarăși sugestiv. Pentru că ascultam acest ultim vers, că ai fost mândru înainte și ai rămas cu doruri multe. Cu gânduri, și cu gânduri multe. Cu gânduri multe. Și mă gândeam la dumneavoastră că ați muncit ca să ridicați arta corală și ați rămas cu un repertoriu așa... care ați fi putut să vă promovați ca artistă mare, să ajungeți pe scene, să, dar dumneavoastră întotdeauna ați fost în tumultul altor evenimente. Dar cred că nu regretați. Nu regret, nu regret, pentru că așa a fost toată să viața, fie, probabil. Să fie și toată viața ești, am fost înconjurată de oameni frumoși. Deci oameni care veneau într-un cor sau într-un colectiv pentru că așa le cerea sufletul, pentru că aveau nevoie de hrană spirituală, deci aveau grijă de suflet, de ceea ce vorbeam noi mai înainte. De acești oameni nu poți să nu iubești. Și ei, bineînțeles, dacă dăruiești dragoste și înapoi primești. Primește Eu am dragoste. Primit multă dragoste și acum mai primesc. Și acum mai primesc salutări de la lumea din Republică. Și în general, de când vă cunosc, iată, dumneavoastră sunteți întotdeauna așa. Nu că veniți aici și în fața camerelor și demonstrați cumva că dumneavoastră întotdeauna sunteți așa. Așa sunteți și în familie și cu prietenii și cu rudele și cu toată lumea. Deci asta sunteți asta dumneavoastră. Eu, dar bineînțeles că nu întotdeauna sunt chiar așa. Nu am văzut niciodată supărată. Ce poate să vă supere, doamna Scarlată, în ce viața poate asta? Să mă vă supere? Poate supăra ceva? Nu, dar bineînțeles că depinde de aveți necazuri de uneori. Nu, mulțumesc. Necazuri. Așa, mărunte. Domnului, cum zicea mama mea, cum oferit de mari necazuri. Și mulțumesc. Dar mă rog, așa că, de zi de zi, știi cum. Cotidianul uneori ne mai enervează. Da, și când văd atitudinea oamenilor față de lucrurile sfinte, deci asta pe mine mă deranjează foarte mult. Da, ca să fiu sincer. Ce să facem? Noi trebuie să luptăm și să educăm atâta cât avem posibilitate. Prin muzică, prin cântic, prin comportament, prin vorbi, prin... Iată asta. Asta oricum se transmite la celor din jur. În mod normal, înainte, iată, să vin și să vorbesc cu oameni așa mari, pentru că eu vă consider un om mare, vai, eu întotdeauna încerc să mă documentez măcar cât de puțin. Și așa, uitându-mă prin ceea ce ați mai făcut dumneavoastră, am dat de o frază pe care dumneavoastră ați învățat-o la rândul dumneavoastră de la mama, da. Care spunea că de la înțelepciune pornesc toate cele bune și de la invidie pornesc toate cele rele. Da. Ce este înțelepciunea? Dumnezeu deci mama mea toată viața se ruga.
Și eu nu conștientizam de fiecare dată. Spune, deci așa, așa Dumnezeu, v-ați trezit și ați crezut. Să vedea Dumnezeu da. Înțelepciune. Aha, așa spune toată mama. Toată viața. Eu am și un cântec. Cântec despre mama. Versurile sunt că, cum spunea mama, să vă dau înțelepciune, să fiți oameni în lume, cu credință în Dumnezeu, de cinstea neamului meu. Asta, desigur, că după asta, eu am prelungit asta. Pentru că, într-adevăr, mama permaneț, când se ruga la Dumnezeu, spunea să vă dea înțelepciune, pentru că de la înțelepciune, cu adevărat, pornesc toate cele bune. Asta este curat, pur adevăr. De la înțelepciune. Da, toate pornesc de la înțelepciune. Ce înseamnă un om înțelept? Un om înțelept înseamnă că se rețină. Dacă chiar cineva îl deranjează, el trebuie să întâi să gândească cum să răspundă. Deci să nu jăgnească, să nu provoace ură, să nu... Deci prin comportamentul ăsta, ca să fii înțelept, bineînțeles că asta este un lucru foarte mare, nu... Este o virtute. Da, nu, da. Nu fiecare. Nu tot fiecare, nu da. Poate să dacă fie am înțelept cât cât, fiecare. Cât de cât înțelepciune, eu îi mulțumesc Domnului, pentru că nu este meritul da. Meu. Se spune că înțelepciunea vine cu anii, dar știți că sunt oameni care se nasc înțelepți. Da, da, da. Dar invidiată ați fost vreodată? Pentru ce v-a invidiat lumea? Dacă da, am fost, invidiat? Cred că, dar eu nu am tras atenție la asta, pentru că când citesc în Cartea Sfântă, e scris așa, că dacă vrei ca Dumnezeu să-ți audă rugăciunea, trebuie să te rogi pentru dușmanii tăi. Uh-huh. Și v-ați rugat pentru dușmanii? Da, și este o rugăciune foarte scurtă, unde citești pentru sănătatea dușmanilor tăi. Și dacă i-am... Și Dumnezeu să facă parte. Și Dumnezeu să facă parte. Bine, că noi suntem oameni muritori și noi nu putem face nimic, dar, mă rog, asta invidia a fost, este și va fi. Invidia și de la invidie vine și răutatea, asta e sunt evident. Sunt la un pas. Da. Dar, zic încă o dată... Care poate să treacă peste da, ele, da, da, noi ferice de el. Trebuie să trecem, de altfel, oricum, nu poți să faci nimic. O să rog acum regia să ne pună un bloc de publicitate, după care revenim. Publicitate. Pentru sănătate, e important să ai un medic de familie. Îl poți alege oricând, dar peste 6 luni de la ultima înregistrare. Dacă te muți în altă localitate, poți schimba medicul de familie imediat. Indiferent care e motivul, iată cum poți să faci. Alege medicul de familie. Obține-i acordul să devină medicul tău. Completează cererea de înregistrare. Dacă medicul se află în altă instituție medicală, depune cererea semnată de medic la CNAM și reprezentanțele acesteia. În 10 zile primești confirmarea. Poți verifica și online pe cname.md. Pentru detalii, 0800 99 999. Să fii medic în Moldova e și bine, e și greu. Nu-i ușor nici să pleci, nici să rămâi. Îți iei doar amintirile, nu întotdeauna și profesie. Cu fiecare lucrător medical acasă, Moldova e mai sănătoasă. A fost odată ca niciodată un om mic, pe care viața l-a pus la mari încercări. Atunci îi veneau în ajutor doi oameni mari și împreună erau mereu nedespărțiți. Când unul dintre ei lupta din greu cu dragonul, celălalt îl ajuta să prindă la puteri. Și trecând peste 7 mări și 7 țări, îmbrăcau armură nouă și sărbătoreau victoria împreună. Ca a doua zi s-o ia de la capăt. Și creștea omul mic în 14
12 zile cât alții într-un an. Pentru că tata era în concediu paternal. Tații copiilor nou născuți pot beneficia de un concediu paternal plătit de stat de 14 zile în primele 56 de la nașterea copilului. Concediul paternal plătit de stat. De stat și de crescut copilul. Detalii pe servicii.gov.md și cnam.md. Am revenit, iată, în studio după acest bloc de publicitate și pentru că vrem să cuprindem cât mai mult și să o cunoaștem cât mai bine pe doamna Scarlat, am decis ca imediat, iată, după acest bloc de publicitate, doamna Scarlat, să ne cântați. Deci urmează două piese foarte frumoase, Mi-a venit dorul de sat și Din ce dragostea se alege. O să ne cântați, vă rugăm, și o să ne încântați pe noi, mulțumesc, cei care suntem aici alături de dumneavoastră, mulțumesc, și publicul care ne privește. Da, rugăm regia. Prin flori, prin tripelină, măi.
Lucă, 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 bade Lucă, dragostea din ce-ai făcute, bade Lucă, dragostea din ce-ai făcute, bade Lucă, din omul care așteaptă să te mângâie cu șoapte. Îți tot spune vorbe calde, bade Lucă, piatra de pe suflet cade, bade Lucă. Chiar nu poți, ba, dințelegi, din ce dragostea se începe. Nu din floarea, din poiene, ba, de Lucă, da, din buze micșunele, ba, de Lucă. Nu din mâna cu inele, nu din mâna cu inele, dar din uecșă, din sprânșene, bade Lucă, dar din uecșă, din sprânșene, bade Lucă. Din cuvântul cel cu minte, din cuvântul cel cu minte, și din inimă fierbinte, bade Lucă, și din inimă fierbinte, bade Lucă, din cuvântul cel cu minte, bade Lucă, și din inimă fierbinte, bade Lucă. Foarte frumos, doamna Scarlat, da, asta din urmă care ați cântat-o, iată, din ce dragostea se alege, din ce dragostea se începe. Da, da. Chiar este o piesă mai veche din repertoriul meu, da, da. Pentru că și orchestra cu care ați interpretat-o, da, se vede că un aranjament așa de ceva ani în urmă. Deci aranjamentul îi aparține maestrului Serghei Ciuhrii. A, se vede. Da, da, ceva da. Deosebit. Da, iată, mai cald, nu deci, știu cum. Deci asta este Serghei Ciuhrii, cel care simte folclorul, îl trece prin fibrele sufletului lui. Și orchestra este orchestra folclor, dirijată de Petru Neamțu, pentru care îi mulțumesc, eu mai multe creații am. Și cu folclor, și cu fluieraș, și cu fluieraș, și cu busuioc moldovenesc. Da, busuioc moldovenesc, iată, mi-a venit dorul de sat. Uh-huh. Deci, apropo, muzica îi aparține lui Mihai Mihalachioai și versurile îmi aparțin mie. Foarte mi-a frumos. Dar dumneavoastră scrieți versuri pentru cântecele doar care le interpretați sau le și dați cuiva? Deci nu. Eu doar ce-mi dictează sufletul meu, ce-mi dictează Domnul de sus, cum am mai zis. Vine muza și dumneavoastră vă așezați. Da. Vedeți un tablou atunci, da, sau o situație. Atunci, vedem tablou, scrie exemplu, mi-a venit dorul de sat. Eu de mult vroiam să cânt, deci, acele timpuri, acele zile frumoase, când eram eu tânăr în sat și, într-adevăr, când mergeau la cosât, la grâu, fieți și băieți. Da, dar știți, când asculți această piesă, îți și imaginezi cum se întâmpla cândva odată. Și eram sara la Cotlon, la noi, așa spune, la Cotlon, făceam mâncare și s-auză cum fietele și băieții veneau de la câmp și veneau cântând. Mă închipuiți? Și mama zicea că vin, de acum vin fetele și băieții de la câmp, aia ascultă cum cântă. Și cântau și pe asta mi s-o imprimat aici pe toată Doamna viața. Doamna Scarlat, dar nu aveți uneori impresia că asta a fost în altă viață? Pentru că așa de tare s-au schimbat lucrurile în 10, în 20, 30 de ani, că mama povestește că pe timpul ei se făceau chiar acele șezători și lumea stătea la o paiță. Apropo, dumneavoastră povesteați cândva într-o emisiune cu mama dumneavoastră, iată, cosea deci ea la o paiță. Da, asta este exact copia ei mamei, care a fost cusută de mama pe fir.
pe fir, adică nu cu, cum se obișnuiește cu canva acolo, ușor, dar așa pe fir, la o paiție, așa, cu sud costum. Și extraordinar. Da, la o paiție îmi povestea și eu am ie aceea, o păstrez și acum, pentru că eu am dat-o și mi-o brodat-o exact așa și culorile și tot absolut. Și aceea o țineți așa? Și aceea o țin pe, ca o relicvie, să o transmit din generație în generație. Da, foarte pentru frumos. Că acolo a lucrat mânuțele mamei mele sfinte. Da. Pentru că mama mea a fost o femeie, Dumnezeu să odihnească, o femeie deosebită, o țărancă simplă de la țară, dar cu atâta înțelepciune și cu atâta hârnicie. Păi că nu degeaba a crescut 4 copii care toți sunt deosebiți în felul lor. Ați fost cea mai mare. Cea mai mare, am fost și toată și povara. Uneori chiar mama vă lăsa să fiți gospodina. Exact, ea ce case, v-ați informat chiar. Când pleca, deci, într-adevăr, pe o zi, mama două. Lăsa, eu toată povara gospodăriei eu o duceam. Și eu consider că asta este soarta copiilor, celor care sunt mai mari în familie. Mama mergea, cum am spus, mergea la mănăstiri. Dar nu vă supăra chestia asta, nu, din potrivă vă plăcea. Eu eram așa de mândră și așa îmi plăcea să rămân eu gospodină. Mama când mergea la mănăstire la Cușlău, că o țintie, mergea câte 2-3 zile și eu rămâneam acasă și odată țin minte că trebuia să duc frunzarii la Nistru. Și mama zice, ies am azi de scoli până asta la ora... Asta ce însemna? Să duci la frunzarii la Nistru? Și să-i dăi pe apă. Adică toată, eu știu, ia că vedeți, nici nu m-am gândit la asta, care este semnificația aceasta. Deci să nu uiți, eu țin minte, nu uiți scoli, fii atent, pentru că mie îmi place de fapt să dorm dimineața. Mai ales că erați copil și la toți copiii da. Le place. Să vezi până la 6 dimineața și eu m-am sculat până la 6 dimineața, am luat frunzari, m-am dus la Nistru, doar noi locuim pe malul Nistrului și am dat frunzari. Dar așa o dimineață frumoasă, era o apă lină și când am dat drumul la frunzare, ce, Doamne, dimineața așa. Ce, eu nu pot să uit niciodată, ca și am mai vorbit și în alte emisiuni, când odată mama a venit dimineața în ziua de Sfântul Gheorghe, care e la 6 mai, eu învățam atunci la Slin școala internat și am venit acasă și mama a venit până la 6 dimineața, zice, dragă mami, ia scoală și du-te până în grădină și spalte cu rouă. Hai, după aceea tu ai zis aici scol, ce e bine, eu m-am dus și m-am spalat și mama îmi povestea cum fetele când era, se adunau toate și mergeau la câmp până la răsărit de soare să spele cu rouă de grâu. Vai, cât de frumos! Da, uite, eu deodată... Poate de asta aveți piele atât de catifelată, albă și deci frumoasă. Deci mi-am imaginat imediat aceea și după care se întorceau, mergeau la biserică și mergeau la joc în sat. Malul Nistrului, erau grădini, cânta fanfara. Deci mama îmi povestea și eu toate... Le treceam prin sufletul meu, eu toată imaginam acea frumusețe, acea sfințenie, apropo. Chiar vorbeam, mai ieri chiar vorbeam cu soțul meu, zic, uite, Iustin, totuși a fost lucruri sfinte. Nu știu dacă astăzi... Deci mai... părinții noștri puțin citeau... Nu priveau nimic, internet, televizor, nici radio. Viața era ca o poveste. Absolut, absolut. Trăia, cine știa pentru să că ei își trăiau trăiască. Viața ei, lor, adică mai bine zis, își trăiau viața. Acum nici n-ai timp să-ți trăiești viața, pentru că în permanență trăiești cu toate evenimentele care le vezi, care le auzi, dar atunci ei n-auzau, nu vedeau, atunci ei își trăiau viața. Și ne aduc aminte, cum zice eu, bătrânici, of, Doamne, dar nu mai treci și vara asta, de-am o cașă. Adică atât de greu trecea timpul. Astăzi cum trece timpul? Vai de mine! Astăzi, dacă... Noi când ieșim de aici, din studio, doamna Scarlat, deja trebuie să alergăm, că întârziem în altă parte. Da, iată. Deci dar nu se grăbeau. Da. Deci bunelul meu, Dumnezeu să-l odihnească, el vineau la Chișinău cu căruța. Și reușeau. Cu căruța, vă dați seama, de 80 de kilometri și mergeau cu căruța. Și reușeau într-o zi să meargă înapoi. Povestea mama cum a venit odată, a venit la Chișinău după niște treburi, dar el a luat o căruță de grâu și a vândut-o și a cumpărat mamei două rochii.
Una de lână și una, cred, de crebișână. Vai, cât de frumos! Și două stofe, deci două de gata. Rochii costau două stofe, da. o căruță de grâu. Și asta era doar stofa după care mama o cosea. Da, dar erau niște croitoriți, oricum să le zic eu. Foarte talentat. Eu iscusite. Și acum i-am iscusit. Păi, dar vă imaginați dacă stofa costa o jumătate de căruță de grâu, dacă se apuca să... Și mama îmi povestea că a venit acasă, s-a întors acasă și bunica îl certa. Cum așa? Eu ți-am zis, cumperi ceea, ceea. Dar el atât de mult o iubea pe mama, că era foarte harnic și muncitoare. De micuții ei mergea la... ținut plugul și când doar în timpuri... Și vroia să o bucure. Da, și vroia să o bucure și iată. Și eu, ei îmi povestie cu atâta dragoste, dar și nostalgie pentru acele timpuri. Chiar și ei, pe timpul lor, deja simțeau cum timpul începe parcă să se scurteze, da. Sau ei încă au trăit... Să uita mama la mine de acum, când eram eu mai mare, zici, eu mă uit la voi și mie milă. Cum alergați voi? Voi nu știți să vă trăiți viața. Da, așa și este. Apoi asta eu când eram tânără, dar vă dați seama acum. Acum este o alergătură continuă. Da. Lumea permanent aleargă și... Și bine ar fi... După ce aleargă. Bine ar fi să știm după ce alergăm. Da. Pentru că nu întotdeauna ne dăm seama... Unde și încotro mergem, într-adevăr. Eu știu că vreau să mai atingem, iată, câteva aspecte ale activității dumneavoastră și să ne amintim că dumneavoastră ați fost printre inițiatorii, dacă nu chiar inițiatoarea festivalului Nicolae Sulac. Da, exact, așa a fost. Așa a fost în 2005, deci a fost prima ediție. După care au mai urmat două ediții și după ce eu am plecat de la centru, a mai fost o ediție și gata, s-a fost pus punct la această manifestare. Eu consider de mare importanță națională. Pentru eu că Nicolae cred că ea ar trebui să fie reluată. Eu nu știu care este motiv, care sunt motivele că nu mai este organizată această sărbătoare, pentru că era... O sărbătoare extraordinară și atâtea talente au fost redescoperite. Însuși Vale Bogean, care a fost laureat acestui festival, Vale Bogean, care a ajuns acum... Marele Vale Bogean? Vale Bogean, da. Igor Cuciuca a fost, deci... Foarte frumos. Nicu Mâță, care acum activează. Deci toți acestea au fost descoperiți aici în cadrul festivalului Nicolae Sulac, împreună cu orchestra lăutare condusă de maestru Nicolae Bodgros. Vă imaginați cât de multă importanță îi se dădea acestui nume și memoriei, da, care chiar și merită? Și toți râvneau să participe la acest concurs. De ce? Eu țin minte... Unul, dacă nu mi se pare că Vasile Sâle din raionul Călăraș, Sipoteni, mi se pare, dacă nu greșesc satul. Deci el lucra în Portugalia, era în Portugalia. Și când a auzit că se organizează acest festival, el a venit special din Portugalia ca să participe la festivalul Nicolae Sulac. De ce nu mai are loc? Sunt, cred că, niște motive. Nu le cunoșteți. Dar da, foarte mare nu păcat. Deci ceva cunosc, bineînțeles, dar nu e cazul ca să... Să sperăm că... ar fi bine, pentru că... Să fie reluat. Da, să fie reluat acest festival de importanță, de mare importanță națională. Că așa, sigur. treptat, noi uităm de valorile noastre. Eu zic că astfel de nume, dimpotrivă, ar trebui în memoria lor să se organizeze niște festivaluri internaționale, pentru că, iată, foarte multă lume și din România l-a cunoscut pe Nicolae Sulac, le-a fost drag cum a cântat, ce a cântat. Nu că este așa un nume
oarecare. Dar bineînțeles, el a fost psihotare, doar cu o mare greu atunci. Da, da. Povestea el multe, știți că el da, era foarte glumeț, șugubăț da, da. Și la Moscova multe... am citit undeva, în, mi se pare că în internet sau nu știu unde cum, când a evoluat el la Moscova, nu mai țin minte, în sala Kremlinului sau unde, cu câtă căldură l-a primit publicul. Deci, vedeți cum muzica n-are nevoie de traducerea textului, mesajului. Și nici nu are hotare. Și nici nu are hotare. Doamna da. Scarlat. Da. Și aici aș vrea să amintesc, înainte ca să ne mai cântați un cântec pe final de ediție, aș vrea să amintesc și despre alte două mari nume care au lăsat amprenta în creația și în dumneavoastră, formată deja ca specialist, ca om de artă, Maria Tănase și Maria Lătărețu. Povesteați că cineva sau frații tatălui dumneavoastră care locuiau în România exact. Au venit și v-au adus niște viniluri discuri, de pe da, timpuri da. Pe care le ascultați la un la patifon. Patifon da. De ăsta cu coarbă, da? Da, 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 da. Și de acolo, deci au devenit într-un fel modelele dumneavoastră de urmat. Da. Da, Maria marile Tănase. Voci da, așa, din așa, așa România. Este, așa este. Pentru că fiind pe malul Nistrului, nu ascultați nu așa cum accesul. Aveau... Avea acces soțul meu, Iustin, spre da, exemplu. Care el era pe malul Prutului și asculta interpreții români așa deci, iată, pătrundeau undele peste sârma ghimpată. Dumnezeu să ierte frații tatălui Isidor și Dumitru, când veneau, într-adevăr, ne aduceau aceste plastinși. Așa le tata, numeam. Da, așa le numeam și tata când punea datare, de repus, aud tot satul. Și venea multă lume, duminicile să asculte. Vă închipuiți? Veneau duminici și puneau tata, punea plastinca să asculte cele voci celebre, cu adevărat celebre. Doamna Scarlat, mama mea fiind una la părinți și tatăl ei iubind-o foarte tare, exact așa povestește cum i-a cumpărat tata patifon și cumpăra acele viniluri și cum veneau toți tinerii din sat la șezătoare ca să asculte patifonul mamei mele. Așa că eu tot cunosc câte ceva din această operă de creare a unor personalități, a unor oameni. Și timpul nostru a expirat. Repede s-a dus, foarte nu? Repede, foarte repede. Iar eu, înainte ca să le spunem o zi bună în continuare telespectatorilor noștri, o să vă rog foarte mult să ne mai cântați un cântec cu din repertoriul dumneavoastră. Și ne-a spus regia că ați pregătit mai ține... Mai ții minte, dragă mai ții... Ioane. Da. Mai ții minte, dragă Ioane. Rugăm, da, da. Vă rugăm să da, treceți în scena noastră improvizată și regia să ne pună această piesă pe post. Și eu când eram fată, eram ca o fată.
ea te lasă și se duce și n-o mai găsești. Când mă uit la fete Mulțumim, doamna Scarlat, mulțumim foarte mult pentru faptul că ați venit la noi în studio și pentru faptul mulțumim, că, iată, ne-ați prezentat această frumoasă despre soarta dumneavoastră, despre creația dumneavoastră mulțumesc, să vă cunoască toată lumea. Mulțumim telespectatorilor pentru că ne-au urmărit și vă spun tuturor bună ziua!